Bună ziua, bine ați venit la interviurile diverse.net. Bună ziua. O întrebare pentru dumneavoastră astăzi. Spuneți-ne cât de mult v-au afectat afișele cu dumneavoastră prin oraș, cu grevă, cu parlamentară, cu bani pe care îi plătește populația? Obișnuința de a-mi vedea chipul pe ziduri e ceva mai veche. Nu m-am simțit niciodată confortabil cu chestiunea asta, dar afișele pedeliștilor chiar n-au însemnat nimic pentru mine. Greva parlamentară în sine, considerați că a adus ceva util pentru mine ca român sau pentru colegul meu sau pentru... Da, cred, altfel n-aș face această grevă sau n-am face această grevă. Cred că a adus o limpezire a apelor, cred că a adus măcar mesajul că opoziția este hotărâtă să pună capăt compromisurilor care n-au sens și să sublinieze, fie și printr-un astfel de gest extrem în practica parlamentară, faptul că nu mai putem continua în felul acesta cu batjocorirea instituției fundamentale a democrației. Batjocorirea de către putere, de către abuzurile ei, prin respectarea tuturor regulilor esențiale ale vieții parlamentare. Domnul Victor Ponta spunea într-un interviu pentru zidezi.net că peste 10 ani Traian Băsescu nu va mai fi pe scena politică românească. Dumneavoastră cine considerați că va fi pe prima scenă, lumina electoralelor peste 10 ani? Nu știu, e greu de spus. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt nici măcar Lăzăroiu. N-am de să știu lucruri care se vor întâmpla peste 10 ani. Din punctul meu de vedere, e foarte puțin probabil ca Băsescu să mai fie, dar nu este exclus, n-am nicio garanție în sensul acesta. Spuneam cândva că politica românească e un joc cu păpuși care își dau lovituri fatale, dar în care nu moare niciunul niciodată. Nu știu. Cred, de pildă, că Victor Ponta va fi. Sunt aproape convins de lucrul ăsta. Cred că, nu știu, cel puțin jumătate dintre actorii politici în corpurile parlamentare, din conducerile partidelor actuale, vor fi. Politicienii, cum ați văzut, trăiesc mult și nu văd de ce foarte mulți dintre cei care astăzi sunt în 30-40 de ani nu vor fi și peste 10 ani, ba chiar 50-60, m-a spus, trăiesc mult. Un exercițiu de imaginație. Ce ați fi spus dumneavoastră în fața Parlamentului dacă ați fi fost în locul lui Traian Băsescu? Când? La ultima sa prezență în Parlament. Asta nu e... N-ai cum să fii în locul lui Traian Băsescu. N-am cum să mă pun eu în locul lui Traian Băsescu. Totul diferă la noi. Biografia, mentalitatea, filozofia politică, gusturile. Eu sunt convins, sper din tot sufletul, că n-aș fi ajuns vreodată, fiind în locul lui Traian Băsescu, adică în funcția lui, să mă adresez unui parlament pe jumătate gol. La un moment dat amintează de Mișcarea Populară, Albă ca Zăpada, Fetița cu Chibrituri și alte asemenea personaje de basm. Nu mi se pare că politica românească a ajuns prea de poveste, adică trebuie să apară greuceni, zmei și alte personaje? Există personaje secundare, auxiliari, servitori, pe înțelesul tuturor, cum ar fi domnul Lăzăroiu și alții, care încearcă să inducă această idee. Pentru că oamenii politici în slujba cărora lucrează au eșuat lamentabil. Singura lor șansă este să arunce în derizoriu toată scena politică românească, toate partidele din România, toți politicienii din România. Nu cred acest lucru și dincolo de clișeul și tentația locului comun de a spune toți sunt la fel, până la urmă totul e un circ, dincolo de această tentație, dacă o învingi, începi să distingi și vezi că nu toată lumea se joacă, nu toată lumea face parte dintr-un film regizat de alții, nu toată lumea are corespondent neapărat în povești. Apropo de regii, considerați că evenimentele din ultimele zile legate de UMF, Târgu Mureș, fac parte dintr-o regie? Până la urmă, UDMR a obținut relativ ce își doreau. Roberta Anastase spune că UDMR a avut chiar o atitudine prea puternică în situația aceasta. UDMR a avut o atitudine cât se poate de evidentă, chiar ostentativă. UDMR la propriu a bătut cu pumnul în masă. Și ceea ce nu-i convine domnișoarei Roberta, Anastase și pedeliștilor, este că ceea ce nu le convine este că
UDMR-ul a ținut să facă acest lucru în văzul întregii lumi, în văzul întregii țări, să bată cu pumnul în masă la vedere. UDMR-ul a făcut asta din considerente electorale. UDMR-ul este la rândul ei destul de disperat, încearcă, după ce, guvernând alături de PDL, vreme de câțiva ani, și-au bătut joc în egală măsură de cetățenii maghiari și români din această țară, încearcă acum, pe vechiul culoar naționalist, pan-maghiarist, pan-hungarist, să se legitimeze ca reprezentant al unor oameni pe care nu i-a, ale căror interese nu le-au reprezentat de fapt. Și atunci fac tot acest tapaj. Pediștii sunt în situația de a fi la dispoziția UDMR-ului, de a fi în văzul lumii șantajați și de a ceda. Și atunci, sigur că lucrul acesta probabil le aduce noi pierderi, mai ales într-o zonă sensibilă pentru ei electoral cum e Transilvania. Pe de altă parte, acțiunea UDMR face parte dintr-un plan clasic și deja istoric de apropiere prin toate mijloacele de ideea că în România există două națiuni, că în România există două limbi, dacă s-ar putea să fie oficiale, și dacă s-ar putea ca teritoriile în care există o semnificativă minoritate maghiară să devină un stat în stat. Marco Bela, tu mai ai propus eliminarea din Constituție a asumării răspunderii pe legi. Considerați că acest lucru e tot la fel parte a unei strategii a UDMR-ului de a mai obține ceva sau de a obține statul acela? Nu știu sincer de ce a făcut-o domnul Marco Bela, nu sunt însă de acord. Angajarea răspunderii este o procedură care face parte din arsenalul democratic, care este prevăzută, cred, în toate constituțiile și care trebuie să existe. Problema e că trebuie să avem guverne care să apeleze cu discernământ și în spiritul Constituției la o procedură excepțională, nu să facă din ea o procedură uzuală. Domnul Marco Bela, care a fost complice împreună cu formațiunea sa politică la 14 angajări de răspundere în 2 ani jumate, e ușor deplasat propunând la spartul târgului eliminarea din Constituție acestei prevederi. Dacă să zicem că PDL, partid de dreapta, a asumat, ar veni la dumneavoastră cu o ofertă concretă, teoretic serioasă, ați accepta această ofertă? Și ca o sub-întrebare, cum ați prefera PDL cu Traian Băsescu sau PDL fără Traian Băsescu? PDL nu este un partid de dreapta, nu are niciun fel de ideologie. PDL nu poate să facă cuiva vreo ofertă serioasă, pentru că este partidul care a adunat cele mai multe și mai jenante minciuni din toată istoria demagogiei românești. Nu avem ce discuta cu Partidul Democrat Liberal. Cred că nu va mai exista Partid Democrat Liberal în afara lui sau după Traian Băsescu. N-am deci nicio dilemă în legătură cu toate aceste ipoteze. Considerați că structurile sub forma cărora va candida, va intra PDL în alegeri, PDL simplu, PDL mișcare populară, PDL cu UNPR, UNPR simplu, îi vor avantaja sau vă vor avantaja mai mult pe dumneavoastră ca USL în alegeri? Eu cred că după toate trucurile, diversiunile, potlogăriile, ca să zic un cuvânt simpatic din vocabularul românesc, pe care Băsescu, pedeliștii, asociații lor, propaganda lor le-au folosit, una în plus sau în minus care ține de mascarea identității nu va mai conta. Va veni o judecată care va fi cea alegătorilor, vor ciupi pe aici, pe acolo, vor manipula, vor fura, probabil, dar asta nu va schimba soarta acestui vot. Nu cred că mai pot păcăli încă o dată majoritatea românilor, indiferent cât și-a schimba identitatea, doctrina, sexul și alte lucruri care pot fi schimbate în lumea contemporană. V-ați donat indemnizația sau ce primiți dumneavoastră la Parlament? Am donat. Cui? Am donat unei asociații care se ocupă cu ajutorarea copiilor orfani, copiilor din orfelinate, cu încercarea
Se ocupă cu încercarea de a le asigura acestora condiții de viață, de dezvoltare, de educație cât mai apropiate de a copiilor din familii normale. Și o ultimă întrebare. Adresarea dumneavoastră spun că nu obișnuiți să vă treziți foarte devreme în fiecare zi, s-a creat și o oarecare legendă pe tema asta. Consilierii dumneavoastră pe partea cealaltă spun că vă treziți la 7 dimineața în fiecare zi. Adevărul trebuie să fie undeva la mijloc? Nu, adevărul nu este la mijloc. Adevărul este că mă trezesc când vreau eu. Indiferent ce cred despre asta prieteni, adversari. Mă trezesc când vreau eu, foarte, foarte des mă trezesc de vreme, nu ca să le dau lor socoteală. Mă trezesc de vreme pentru că, înainte de toate, mă ocup de educația unui copil încă mic, care are școală de dimineață. Mă trezesc de vreme pentru că e un timp, cel al dimineții, mai puțin poluat de televizor, de telefoane, de breaking news. Dar nu cred că cineva foarte serios poate să ia în discuție așa ceva. Când ajungi să discuți despre un om și principala acuză pe care o aduci este că ai auzit tu că se scoală târziu, păi înseamnă că ești un găinar din punct de vedere ideologic, din punct de vedere politic. Mă scol când vreau. Deci ar trebui să vă filmeze cineva la un moment dat dimineața cum vă treziți și ieșiți sub... Păi eu cred că nici nu sunteți de partea de adevăr. De filmat filmează, că doar filmează pe banii, pe bugetul statului, că nu e o problemă, nu? Bugetul are bani pentru așa ceva. De-aia îi aștept dacă au înregistrări, dacă au intrat și în dormitor sau pe unde mai dorm eu, de obicei acolo, să vedem la ce oră mă scol. Cred că toată lumea își dă seama că acești oameni nu au cum să se apere pe fond de întrebările la care trebuie să dea răspuns și de acuzațiile care li se aduc. Indiferent la ce oră m-aș scula eu, indiferent cât aș dormi, dar poate nu mă scol deloc, poate dorm 30 de zile la rând. Problema este că România azi e guvernată de ei, că românii sunt chinuiți de o guvernare hoțească și prostească pe care o au ei, indiferent dacă eu dorm sau dacă sunt în stare de veghe. Dacă aș dormi atât de mult pe cât speră ei sau afirmă ei, cred că ar fi ceva mai liniștiți. Faptul că nu e zi de la bunul Dumnezeu să nu se ocupe de mine sub o formă sau alta, arată totuși că atâta timp cât sunt în stare de veghe și sunt cât vreau, repet, fac câte ceva care să-i deranjeze. Și asta îmi dă o mare bucurie și dorm liniștit atunci când mă culc și dorm cât vreau. Bun. Înseamnă că atunci când sunteți în stare de veghe și vă ocupați foarte mult timp cu politica, nu mai aveți timp și de altceva? Sau doar dimineața, cum a spus? Există puțin timp de altceva atunci când te ocupi de politică. E o ocupație păcătoasă din punctul acesta de vedere, invazivă. Nu e o ocupație pe care să o duci între ora de și ora de, între 8 dimineața și 5 seara. Este o ocupație care îți invadează și timpul liber, îți invadează gândurile. E rău de tot. Nu vă recomand. Ok. Vă mulțumim pentru participare și vă mai așteptăm pe la noi. Cu plăcere, vă mulțumesc și eu.